Doamnelor și domnilor, momentul pe care l-ați așteptat! Încredere! Da! Aplauze! Numele meu este Daffy Duck, iar azi vă voi vorbi despre încredere. Pentru prima lecție am nevoie de un voluntar. Acela ești tu, amice. Ești singurul de aici. Oh! Nu știu, domnule Duck. Nu fi agitat, ignora audiența. Prefăte că ești și în chiloței. Dar nu e nimeni aici. Atunci prefăte că eu sunt în chiloței. Pentru că sunt. De fapt, sunt ai tăi. Nu întrebați cum. Încredere! Sunt așa confuz. Ai încredere în mine? Super! Acum căderea liberă. Întoarce-te și lasă-te pe spate, iar eu te voi prinde. Am emoții, dar bine. Hei, privește pasărea aceea. Opa, să încercăm din nou. Mi-a intrat soarele în ochi. Nu știam că vei începe. Stai, până zic gata. Bine, sunt gata. Scuze, n-am fost atent. Acum te-am scutit de un efort în plus. Bine, suficient. Nu m-ai prins deloc. Pentru că n-ai fost suficient de sus. Cu cât ești mai sus, încrederea e mai mare. Acum încrederea și cazi. Mi-e frigă. Nu uita să respiri. Inspiră pentru 3 secunde. Țineți respirația 18 secunde. Acum expiră jumătate de secundă. Acum respiră repede. Inspiră, expiră, inspiră, expiră. Inspiră, expiră, inspiră, expiră, inspiră, expiră. Ai prins încrederea? Nu ca! Păi eu da! Crezi că poți urca pe acest perete? Acest perete? Nici vorbă! Ce zici? Acum! Nu, acum nu mai văd nimic. Exact! Încrederea nu e despre ce vezi, ci despre ce simți. Acum simte peretele, urcă-te! Încerc! Dacă îți voi spune că e un urs înfometat pe scenă și singurul loc sigur e pe vârful acelui perete... Păi asta m-ar determina să... Glumeam doar, amice, nu e niciun urs aici, dar e unul acolo. Găsește un mod de a coborî. Ai prins încrederea, așa-i? Cred că voi sfârși tragic. Nu ești singurul. Acum ai prins încredere? Nu. Perfect, atunci ești gata pentru exercițiul final de încredere. Mersul pe cărbuni 5. Nu, sunt bine. Minte plus corp împărțit la suflet minus pătratul drumului spre știință egal încredere. Focul, chiar e necesar. Ai nevoie de mersul pe cărbun pentru a-ți uni mintea, corpul, știința și sufletul pentru starea supremă de încredere. E o tehnică pe care am învățat-o când am studiat filozofia la